Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un episod de Sam, fraților. Astăzi o să dăm încă o licență și fac 10. Băi, înainte să începem episodul vreau să vă zic să vă logați cu referalul meu, dacă vreți să vă registrați, vreau să vă logați. Deja am vreo 7-8 persoane pe referal. Da, aveți referalul în descriere. Bă, când vă registrați pe server, va apare acolo dacă v-a adus cineva pe comunitate și acolo scrieți referalul din descriere. Și o să... Da, o să-mi dea și mie beneficii. Vă, nu știu dacă vă dă, abar n-am dacă vă dă ceva, dar... Mie îmi dă. Îmi dă RP-uri. Stați. Am 63 din 62. Îmi dă RP-uri. Că știți că vreau să colectez RP-uri. Și... Adică bine, nu vreau să colectez. Le țin și... Când o fi să intru în mafie, dau by level. Da, nu cred că o să intru prea curând în mafie. Mă gândeam la tow truck, că n-am fost în viața mea în tow truck. De fapt, nu mai știu dacă am fost în tow truck sau nu, dar nu cred că am fost în tow truck. Deci mă gândeam ce la ceva tow truck company. Nu știu dacă poți să-l pici, dar... Na. Ai, ai, ai. Unde e băiatul? Ia uite-l. G. Dai G. Hai, fură ca să te bagi pe tine pe blacklist, așa, fură, fură, hai. Ah, m-a furat. Perfect. Ce licență. Așa, am crezut că vrea să o fure. Arme. Ok. Slash full aure, nețiu 20, 749, is with me to do the weapon license test. Starless on 749 weapon. Nu mai bai. Are coin mână, poate are. Ok, hai, parcă îți ajung. Mi-i ajung, cred. Eu i-am dat la un level 20 pe 1600 de dolari, dă un pula mea la level 8 cât poate să coste. O vrei, nu? Ca să știu. Hai să îmi fac poza aici când am anunțat. Ok. Mergem bancă. Nu am voie să-i dau bani la tip, dacă vrea licența, chiar n-am voie să-i dau bani. Pentru că pot să-mi iau FV sau Anivide, nu știu ce pot să-mi iau pentru dacă îi dau bani. Da, deci vă rog, logați-vă pe referalul meu dacă vreți să vă ajutați pe mine. Eu vreau pe urmă, v-am zis, ca să fac repede level 20 ca să intru în mafie. Dacă vreți, nu știu dacă 100% o să intru în mafie, dar în caz de să intru în mafie, logați-vă pe referalul meu, doar just in case, ok? Adică chiar neapărat. Nu neapărat pentru bani, că banii nu se prea fac de pe referal, adică e greu să ajungi la funcțiune de licențe. Nu chiar. Trebuie să știi regulamentul. Ok, și... Ce să zic, frate? Ce level trebuie? 7. Intru și scoate. Mai sunt locuri. Nu știu, frate, mai pune să ne întrebări. Tabar n-am cu aia. Uitați pe forum. Pe panel, mă rog, nu contează. Totul n-ai. În sens. Și el să-i dăm licența. Ce mai am pe aici? Mi-arată și câți de ăștia cu referă la mine. Arată pe aici și nu. Hai, intru. Bă. Hai să o fure, hai dă-i un fă. Așa, nu, da, fă, perfect. A, o să-i dea fă ca să-l pun pe blacklist, că așa se spune pe ăsta de ăsta. Care vreau să pune pe blacklist, ok. Start li... Start le zone 7-9. Nu cred că o să aibă. Hai de pula mea. Stai, nu accepta. Cât mai ai?
Haide ca. Stai să-l întreb. Stai să întreb ce. Dacă nu am voie să îți dau bani. Eject. Nu am voie cu aia să vă dau bani. Da, să luați licență. Ai cu aia ce dracu. See me if you have... Haide. Ok. Nu pot să-ți o dau. Să căză. Nu pot, frate, să-ți o dau. Ce trebuie acum? Nu-i nimic. Nu pot, frate, am mai dat bani, dar nu pot să dau. Am mai dat că nu știam, dar nu pot, n-am voie, că am văzut că n-am voie, asta e, las aici pe băiat, la clubul lui, ai de capul meu, ai de capul meu, aaa! Da, era aproape să vorbim. Ai, boss, du-te la mașinuța ta. Salut. Da, n-am făcut ce ceva, hai să vorbim. Gata, băbuiți. Ai de capul meu. Hai, mă, zic careva care poate mă din licență, că... Și cum ar fi să facă un troll imens acum să dea star, asta accept lesson sau ceva regimul sau cum te pune să zici, nu știu exact cum te pune să zici. Accept lesson sau cum asta te pune să zici, să dea acum accept lesson. NRG-ul, unde e NRG-ul ăla? Spawnează loc parcare sau... Hai să mergem cu NRG-ul că suntem barosani. Doamne, hai mă, să dea unul din licență, mă, ai, m-am bușit. Hai să vă arăt cu referalul cum merge, hai să vă arăt aici, mergem pe panel. Ai de capul, n-am, am era videoul lui Away, că ai... Ai de capul, nu. Da, merge fără... A, gata. Ia uite aici. Auta. Refresh, ăsta este cu... Ăsta, uite, și money bonus, și cât am luat de pe playerul ăsta, 1500, și cât am luat în total de pe referral, 4500. Deci și referralul l-am pornit de câteva, adică referralul ăsta l-am de când am venit pe server și l-am pus la live-uri în descriere. Și doar 4500, deci nu primești mulți bani. Mai mult primesc RP-uri. Da bine, primesc RP-uri când playerul respectiv face level mai mare, nu de la level 3 și 1 sau cât au știu așa. De la level mai mare. Bine, ăsta e tot contul meu. Și asta e tot contul meu. Asta a vrut să le bagă în mafii, știi? Astea doar am vrut să le bagă în mafii. Conturile, că... De ce, nu? Dar, na, m-am hotărât și nu le mai bagă mafii și a rămas așa. Au rămas făcute pe referalul meu. Și mă așa și pe mine, v-am zis, vreau să fac multe RP-uri, dar... Da, puteți să veniți cu ăsta. Rob CNV, ai de capul meu. Ia uite, vine motorul în cap. Bă, stai mă cum e. Ia. Mamă, ce jumicherie, bă. În picioare o picat, ești nebun. Da. Ce să fac. Și mă gândeam că conturile alea două, Raul 2K ăla și Z2K să le bagă mafie. De fapt, Z2K să-l bagă mafie, că nu pot să fiu preset la mai multe ori deodată, știi? Că ar fi ok, că cu raportul cu instructor să mă descurc. Decât. Adică, na, da, nu aș vrea să ies nici scolii să lăsate, că deja m-am obișnuit, aici am prieteni, aici am, nu știu, nu știu câte persoane, nu prea aș ieși din scolii instructor și mai mult aș intra în mafii de pe alte conturi, cere, poți să zici ceva? Oricum nu prea folosesc moduri legale în mafie, adică, uite, vezi, folosesc GTA default, care e normal să fie legal, dar e cu mafii, dar... Așa? Nu prea. Aoleu, nu se bage mine. Na. Ce să zic? Vând Huntley, accept doar cash. Cât e, frate, Huntley? Nu știu, aș vrea o limuzină. Da, am 400K, nu știu exact cât e. Oricum, mai aștept să se strângă bani din referral.
O să vă arăt peste câteva zile câți bani am strâns din referral, pentru că nu se strâng așa de mulți oricum, nu știu. Și vezi peste două zile, vă zic, salutare toată lumea, să-ți faci un giveaway cu 10k pe Bizon Plus în Maverick plus 3 case. glumeam. No, cred că trebuie să aduc vreo 100 de persoane ca să fac 10k, dracu. 10 persoane care să fie active zilnic și să joace și să stea și cu slip-ul. Ai 163, fugi! Dă-i și fugi! Acum dă-i și fugi că mi-am permisul! Dă-i și fugi acum! Am trebuie să fug, dă-te dracu! Măi, asta mi-a permisul, ești nebun. Ai, dacă mă prinde... Acum mai ales că mă prinde, mă mai prinde încă 3 radare. Acum dă-i și fugi, mai te oprești. Că vine ăla după tine, bă, tate. A, cred că mă prinde, că are motorul ăla de poliție și e mai rapid, cred că ăla decât NRG-ul, nu știu exact. O să-l luăm pe aici ca să-l încurcăm pe băiat, îl inducem în eroare. Și să fug așa 48 de ore să expire dovada și după aia zic, ce? Am făcut eu ceva, boss? Oare să nu mă duc în apă acum, să nu mă duc în apă. Dă-i și fugi, dă-i și fugi, dă-i și fugi, dă-i și fugi. Dă-i și fugi, ai sari, 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 aaa! Yes, ai sărit, ai sărit, ai mama, mama. Fugi. Dar n-are voie să, adică dacă îmi dă șomații, n-am voie să fug. Că dacă fug la șomații, adică zice că în regulamentul facțiunii că dacă un polițist se zice să te oprești, trebuie să te oprești, de-a timpul aia dacă nu ai TV. Ia, hai să urcăm pe aici. Deci, practic, dacă ne-au dat șomații, trebuie să ne oprim, am pune să opun, să iau. Ai, dacă, hai să mă duc să-l nec. Slash ID Calsa. Nu e online. Am primit un mesaj. De ce mi s-a oprit telefonul? Hei. S-a oprit telefonul dintr-o dată, nu știu de ce. Păi sper că ăla nu vine după mine cu aia. Bă, cum pot să risc de aici? Hai să încercăm o schemă aici. Șpac, aia căcat. Încerca și o... Cred că... Uite mă, mi s-a prinde telefonul. I-am primit un mesaj de la 8186. Ce bani? Utilizați 2074 drept cod de securitate al contului Microsoft. Adevărat? Nu știu, cineva mi-a hackuit contul de Microsoft, aparent. Vreau să schimbe parola. A, wow. Bă, sper că ăla nu mai vine după mine, nu? Bă, nu cred că mai vine după mine ăla. S-o fi, da, bă, tot nu am văzut că chiar mă țin să fug. Nu, dar mi-a permisul, nu de alta, ce căcat. Nu mă oprez, dă-te dracu. Pentru amendă mă oprez, dar pentru permis dă-te dracu, deci... Nu mă oprez nici mor pentru amendă, ești nu. Pentru permis, pardon. Pentru amendă mă oprez, n-am de ce să nu mă oprez. A, pentru permis să-mi osuși, frate. Nu mă opresc. Mă prinde el sau salut. Vă dă în Hitman Properci. Ce dracu? Proprietii. Cum se zice chestia asta? Proprietii, nu? Nu știu, abar n-am. Engleza de baltă. 886 de player, 888. Băi, ok, 21 pentru Bizon e ok. Adică sunt ok playerii. Ia uite-l pe ăsta. Băi, bulangiule, uite mă cum își fac băieții raportul. Sunt mulți în tot trag. Adică e facțiunea pentru începători. Știi? Adică nu e ca school instructor, chiar dacă e facțiune de level 7, nu e chiar ca school instructor, gen. Da. Cel puțin 30 minute. Nu, trebuie 31. De ce minte helperul ăla? Băi, helperule, de ce minți? Glumea mă, trebuie 30, dar mă rog. Hai de capul meu, hai să mergem la HQ, că n-am mai dat pe acolo de... Ba, de fapt, filmăm deja de 13 minute. Interesant, am zis de 5 minute. Bă, mă întâlnesc cu ăla dacă mă duc pe aici, așa că nu o să iau pe aici. Ghiciți ce, o să iau pe aici. Dar mă întâlnesc cu ăla, frate. În camera. Bă, și cum ar fi mă să vină la mine acasă când sunt cu tipul să-mi ia permisul și nebun? Că poate să-mi ia, dar stau cu aia afect ca ce dracu. Adică oricum nu voi episodul să mă pun vestit și mă duc să fac temele ce mai am. Da, am fac temele. Și ce? Ce voi? Voi le aveți teme? Pu! O să vină toți haterii de 10 ani care sunt la grădiniță și o să zică, hei, tu de ce să faci temele, băi? Eu sunt deja la liceu, frate, sunt clasa a 10-a și nu am teme de făcut. Ai, ia uite-l pe ăla, uite-l pe ăla. Ai, m-am văzut pe contrasens, nu? Nu m-am văzut. Nu, bă, asta e dacă m-am văzut sau nu. Slash GPS, case 158. Hai să mergem la casa noastră minunată. Și nu uitați să vă logați pe referalul meu sau vă tai. Sau vă tai. Nu, glumea, nu vă fac nimic, dar vă logați. Dar măcar fiți activ dacă vă logați. Adică lăsați-vă și caracterul pe slip. Vă ce ceva, știi? Că primesc și eu un bonus și după aia din bonusul ăla o să fac giveaway pentru voi. Deci tot voi ieșiți pe, știi, că fac giveaway, nu? Adică o să fac giveaway cu ceva, nu știu, infern, nu se poate dacă strâng 10 caca
din referal. Dar nu cred că o să strângă 10 caca, pentru că nu cred că o să vină mai mult de 20-30 de persoane și care o să fie nouă, să fie chiar așa de active. Dacă sunteți activi, e ok, îmi convine, adică fac și eu ceva cu bani, ceva, glumeam, o să tot o să-l dau pentru voi, adică, da. Eu vreau RP mai mult, v-am zis. Până acum am făcut 5K, hai să zic, sau că 5K am făcut din referal, 4500-5K, mă rog. Și referalul, bine, s-au luat doar câteva persoane și nici măcar, ah, senzor, 52, salut frate! Ce? Ai putut să mă morți, mă, tipanda. Am nefutut rasa, mă. Da, ce să zic. Bă, sper că v-a plăcut acest episod de sau nu ezita să apăsați pe butonul de subscribe. Dacă mai aveți episoade în continuare, băi, băi, blangiule. Panda, las că te prind eu, las, las. Ce, ce uite termin, slash ID, term. Ba, hai să... Bulangiu. Ce mă face, băieți? Ia uite-l, mă. Ce față am să-mi dau piciorul, da! Sper că v-a plăcut acest episod, fraților. Am scos și eu modurile din câte vedeți, că... Ba, să mai joc și eu fără moduri. Ia, cum e, mă? Ăla lunguiesc, să joc cu GTA-ul, lunguiesc ea. Băi, ce timpuri, mai știți când jucam cu GTA-ul, așa, frate? Mă, mai stăvești noi cu GTA-ul, așa, să mă joc așa cu el. Așa e mult mai șmecher. Sper că v-a plăcut acest episod, fraților. Nu ezitați să apăsați pe butonul de subscribe și ne vedem data viitoare. Salut!